Frontul de răsărit a fost cea mai amplă și cea mai sângeroasă arie de desfășurare a acțiunii militare în al doilea război mondial, iar România a fost unul dintre cei mai importanți aliați ai Germaniei în această campanie militară. De fapt, încă din 22 iunie 1941, armata română s-a alăturat Wehrmachtului în planul Barbarossa. Mai întâi, în mod justificat, pentru recuperarea teritoriilor naționale pierdute în 1940, mai apoi, în urma invitației primite de la Adolf Hitler, generalul Antonescu, apoi mareșalul Antonescu, alegând să fie alături de aliații naziști, spunea el până la capăt. Acest până la capăt a însemnat participarea armatei române la o mare parte din acțiunile militare din sudul frontului, inclusiv la câteva bătălii extrem de sângeroase, teribile, nu doar ale celui de-al doilea război mondial, ale istoriei omenirii. Pentru că, până la urmă, atacul Germaniei naziste împotriva Uniunii Sovietice, asta a însemnat o încleștare pe care omenirea nu mai văzuse până atunci, o încleștare de resurse militare, de armament, dar ceea ce este cel mai important și cel mai teribil, de oameni. După această campanie, nu vorbim doar de soldați căzuți pe câmpul de luptă, vorbim de sute de mii de copii orfani, de sute de mii de văduve, de oameni schilozi, care n-au mai putut în țară să fie decât niște oameni care cu greu puteau să-și mai câștige existența sau să-și ajute familiile. Nu au contat aceste gânduri care țin de protejarea, nu doar a armatei, ci a națiunii. Antonescu, în ambițiile sale, asigura și de Hitler că vom beneficia de armament modern și de susținerea armatei germane. După ocuparea Odesei, a ordonat înaintarea noastră și, ceea ce este cel mai important lucru, armata română a participat din plin și a suportat din plin urmările cele mai sângeroase bătălii din istoria omenirii, bătălia de la Stalingrad. În cazul Stalingradului, putem să spunem că noi am fost o armată de sacrificiu. În mod eronat, ca multe alte interpretări în privința campaniei din răsărit, s-a spus că Stalingradul a fost pierdut de Wehrmacht din cauza armatei române, celor două armate române puse pe linia frontului să susțină, să apere flancurile înaintării germane. Lucru total inexact, pentru că operațiunea sovietică de spargere a frontului la Stalingrad și de încercuire a armatei germane a fost pusă la punct înainte ca nemții să decidă ca pozițiile pe flancuri să fie ocupate de armata română. Românii au avut ghinionul să dea piept cu niște planuri de luptă inteligente puse la cale de sovietici, de armamentul teribil, armamentul greu al sovieticilor, de celebrele tancuri T-34, cele mai bune tancuri din lume la ora aceea, ai noștri înfruntând această teribilă forță, fără tancuri performante, fără artilerie antitank la nivelul necesar unei ofensive de proporții uriașe, deci fără susținerea aliatului. Ori noi, în acest moment decisiv pentru axă, nu am avut la dispoziție decât curajul soldatului român, care a reușit în prima etapă a luptei de la Stalingrad, a încercării de încercuire, a reușit să reziste. Dar apoi tăvălugul rusesc și-a făcut datoria, Stalingradul a fost încercuit, românii au aruncat în luptă undeva în jur de 254.000 de oameni la momentul respectiv, în toamna anului 1942, aceste efective însemnau 30% din capacitatea armatei române și această treime, formată din armata a 3-a și armata a 4-a, a fost decimată de rezistența sovietică. Am avut pierderi undeva la
aproape 160.000. Deci din 254.000, mai mult de jumătate au fost pierderi, morți, răniți, dispăruți, prizonieri. Efectele le știm. Din acel moment, după ce pierduse și bătălia Moscovei, Germania nazistă a pierdut războiul, se poate spune. Și tot ce a urmat nu a fost o repliere, ci a fost o retragere destul de precipitată, care a cuprins în ea și armata română. Dar după înfrângerea de la Stalingrad, cele două armate române au fost retrase pentru refacere în țară. Și putem să spunem că România nu a mai avut o contribuție foarte mare la efortul de război din răsărit al Axei. În mod categoric, campania împotriva Uniunii Sovietice, începută cu mult entuziasm prin acel ordin celebru de trecerea Prutului, a însemnat cea mai cumplită pagină din istoria militară, dar în același timp și din istoria poporului român. Nu trebuie să ne încurcăm în, știu eu, proclamații și discursuri festiviste, ci trebuie să înțelegem că, din punctul nostru de vedere, am plătit foarte scump acel moment și acea alianță cu Germania nazistă.